Deci suntem în 1 decembrie 23. Salutăm! Am ajuns și eu la stupină la Neajenică, din județul Botoșani. Mai că plouă. Da, plouă, picură. Și dacă tot am ajuns, l-am rugat frumos, cum spuneam, să ne prezinte un pic și stupina. Am ajuns la stupina de bază a dânsului. Are mai multe stupine. Vechea stupină. Vechea stupină, unde și filma perioada respectivă YouTube-ul. S-a lăsat între timp, știți. Dânsul se gândește că e posibil eventual să se reapuce de YouTube-reală. Acum rămâne la atitudinea dânsului dacă face sau nu. Și dacă tot am ajuns, l-am rugat frumos să ne și prezinte un pic ce are în stupină. Da. O parte, o să întorc după o parte sunt despute aici. Cum am și mai spus, aici vor rămâne 40, un singur rând de stupeci va rămâne, restul pleacă în alte locații, un rând de astea sunt 40. Sunt 40 de familii, de ce rămân doar 40 de familii? Fiindcă 40 de familii îngrijite bine îmi strânge nectarul de raza asta. Raza, da, da. Numai, da. Nu este nevoie de mai multe, este verificat, 2 ani la rând am verificat și merge. Anul trecut familiile în primăvară la mine au ieșit cel mai prost an, cum am spus la mulți, au fost cele mai slabe familii, nu știu cauza care a fost. Uh-huh. În vară și-a revenit, în toamnă, până în toamnă arătau bine, nu le-am mai deranjat, le-am tratat, le-am făcut anul ăsta, cred că 6 tratamente. Le-am cu benzi de acid oxalic, a venit cu varachet, le-am tratat cu acid formic și am pus ceva benzi rusești, amipolte. Da. Albinii probabil sunt în ghem, nu le-am verificat în ultimul timp. Sunt convins. Nu le-am deranjat. Oh. Ușor. Uitați, deja e licat. Da, ușor. Uitați aici, deja s-au restrâns, se vede că sunt 1, 2, 3, 4, 5 rame, atât este. Ghemul este, ăsta încă de la acid formic nu l-am luat. Folosiți în acidul formic în ăstea? Da, ați folosit? Da. Deci ați folosit? Asta este o curcitură de becau cu de asta, cu carpatină. A spus că lăsați doar 40 de familii pe vatra asta, că adună nectarul din raza de acțiune. Da. Și restul, o să înființați o altă stupină? Am deja înființate alte și restul sper să-mi iau camion, dacă nu ducem pe alte stupine. Da, deci ziceați că vreți să luați camion să faceți pastoral. Da. Ar fi o idee, un avantaj? Da. Mergem în alte zone unde nu sunt albini. Uite, ăsta anul trecut a fost folosit ca finisor, se vede scris aici. A fost, probabil este un roi, vom vedea. Da, exact. Este un roi. Uitați aici așa ea. Se vede că e mai jos albina. Da. Asta e o scutura încălzită din ce am din locul ăsta. Așa sunt ramele. O ramă perfectă. Deci, partea asta încă nu a construit-o. De asta i-a dat la margine, ca să înțelegi. Nu a fost ceruită bine. Uh-huh, uh-huh. De asta am dat-o la margine. Ramă de plastic. Da. Acest tratament este... Asta trebuie să le ridic, astea sunt amipolute. Trebuie să le iau, le-am pus după ce le-am tratat. Uh-huh. Deci familie nu sunt extraordinare anul ăsta, din cum se vede, cum aveam în anii trecuți. Uh-huh. Ne reprindem. Capace, toate trebuie schimbate, au deja 10 ani. Trebuie să le schimbăm toate. Una aici mai răsărită. Da, este o diferență între ăstea care sunt aici sus cu ghemul și ăsta care era mai jos? Nu. Deci nu e nicio deosebire. Iernează cum vor. Eu nu știu, probabil asta este o familie mai puternică. E o familie... Uh-huh. Să-i mă uit așa ce scrie. Da, e o familie mai puternică. Scrie aici, a fost o familie de producție asta. Uh-huh. El s-a amestecat, e roiuri, familie de producție. Chiar a mai adus aici câteva roiuri. Că au fost în grădină în parte, ce au fost făcuti roi, știi? Puse și i-am adus acum în iarnă, ca ce au fost gol. Am trebuie să-i deschideți pe tot, să știți. Hai să vedem. Uite, ăsta e un roi, cu siguranță. Tot un roi un pic mai jos. Așa că și mă uit. Ați folosit cumva și benzi de oxistrip? Oxistrip, da. Îmi place interiorul. Încerca să... Deci interiorul aici, ăsta, lada îngrijită,
Se vede că ați recondiționat-o. Da, curată. Au peste 10 ani. Păi, 10 ani, cred că, astea. Stupii știm că sunt vechi, că știm de când faceți apicultura, dar la interior sunt impecabili. Da. I-am, mare parte din ăștia aici sunt, cred că vreo 3 mai sunt, care trebuie să iau în primăvară să-i... Gata, stupații că răcesc cumva albinele. Mai zicea cineva pe internet că le dă câte un paracetamol după aia, să-și revină. Aici sunt roiuri, aici se arată o familie de producții, stai să văd așa. Becau 5-9, ăsta nu e aici, ia să vedem asta. Aici tot așa cu urdinii superior. Da, așa iernează. Și am polistiren. A, e polistiren în capac. Da. A, am înțeles. Am înțeles. Gratiile deja puse. Gratiile de șoareci. Păi nu mai aveți la ce să mă interveniți. De ce să mă interveniți? Aici e jos, ghemul, deci nu se vede. Este, da, este, uite, este. Nu, le văd, eu le văd. Uite, să încerc să-și arăt. Câteva albine sunt moarte deasupra, dar uite aici deja iese. Da. Asta e mai jos. Mhm. Uh-huh. Păi de asta ziceam, este vreo deosebire între ăsta mai jos și ăla care stă mai sus? Nu, no, sunt aceleași familii. Dar să fie cumva și cantitate de miere, să ăsta care e mai sus să aibă mai puțină miere? Toate în cuiburi eu n-am scos în toamna asta niciodată miere. Toate au aceeași miere jos. Aici am și alt rând, astea au fost aici mari parte roiuri. Asta, de exemplu, e un roi făcut în partea a doua, e în 1-7, a făcut un roi, nu știu de ce l-a făcut așa târziu. Un roi făcut târziu. Roi în 1-7, roi din botcă. Să vedem ce cum arată. Botcă de schimb liniștit? Da. Uite-le ce e un becau. Ha, e un micuț. E micuț, dacă nu merge, îl ținem de rezervă. Aha, aha. O matcă de rezervă. Da. Rama, de asta am dat-o vezi că nu clădit-o bine, dar ăsta, dacă e în primăvară, îl ajutăm un pic, facem o familie mai târziu. Cât de târziu, nu știu. Uite ce așa e, ia să ridic încetul capac, mă trebuie să fie albină să cadă jos. Știi? Asta tot un becaur, vezi? O iernează într-un colț, cu toate că ramele astea sunt cu miere. Uh-huh. N-ai zis le faci. Uite și mă povolizat aici. Și îl lași în pace, se dezvoltă singur. Mă interesează. Dar, apropo, diafragma este aici. Da. Dacă ați băgat diafragma, să zicem, aici. Da. Și l-ați restrânge bine porțiunea asta, ar fi vreo deosebire, vreo... ca dezvoltare. În primăvară, când se poate intra, posibil să trec prin ei dacă timp permite. Așa. Și dau două, trei rame în partea aceea și el oricum când am pus diafragma... Gata, închideți-l că o să înceapă să iese pe noi. El oricum când am pus diafragma, el i-am pus acolo fiindcă era albină pe el, știi? Da, știu. Și acum s-a restrâns. El s-a restrâns și... Dar este tendința asta, că să restrângi foarte puternic. E bine, nu e bine. Uite asta cade jos, ia să nu zic. Da. Nu negăm cum e bine, dar la ierne care sunt acum, de acum să scoți din fiecare stup 3-4 rame. Da. Unii depozitezi pe iarnă, dacă ai 100 de stup deja să... De rame. Păi unele depozitez, dar stați un pic că le scoatem, dar o să trebuiască introduse. Nu necesită muncă în plus. Da. El fiecare iernează cum îi place. Hai să-ți arăt niște măți becau cumpărate, să vedem tot din roie făcute. Aici becau. Aici tot un becau din altă zonă. Să vedem cum iernea, păi să arăt și o carpatină. Uh-huh. Da. Nu, familiile anul ăsta, după cum se vede, nu sunt extraordinare, fiindcă a fost anul trecut, au intrat slăbuții, au făcut treabă. Uite aici unde s-a dus asta. S-a dus în stânga de tot. Și este, uite cum stă miere aici așa. Da. Uite aici. Da. Vezi? Dar era un roi frumos. Acum
Sunt foarte multe roiuri din ce am înțeles, nu? Aici? Ați mers foarte mult pe înmulțire? Da. Deci nu neapărat pe producție de miere. Aici am avut 39 de familii de producție anul ăsta. 39 doar? Da, 39 de familii de producție. Uh-huh. Aici am avut. Uh-huh. Restul sunt făcute roiuri. Deci 39 sub un rând de ăsta a fost... Și mi-a zis de... Știm din filmări, eu cel puțin știu din filmări, de multietajat. De stupii multietajat? Nu, ați renunțat la... Trei sferturi, da. De trei sferturi. Trei sferturi. Astea vor fi... Recondiționate. Nu, de exemplu ăsta nu mai merge recondiționat. Va fi ăsta la fel, vechi. Aici le-am pus la cum bată vântul, aici în ordu. Da. Protecție. Ăsta va fi recondiționat, ăsta... Ăștia, dar mulți, ăsta, da, mulți, ăla, nu. La foc. La foc, n-are sens noi. Da. Mai ținem. Și deci trei sferturi ați renunțat la ei. I-am acolo, uite, acolo Silviu. I-a stivuit. Da. Uite, o carpatină. Când am dat să-l împachetez. Așa. I-am împachetez, era plin de albină. N-a scos nicio ramă. Uite, vezi, e plin de miere, uite un pic aici așa. El acum iernează, este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rami cu bunăvoință îi dăm, 6 rami. Ghemu. Acum, dacă aș avea timp să vin să-i scot o ramă, ar fi bine, dar dacă îl las așa, nu deranjează cu nimica. Uh-huh. În primăvară, când va începe puietul, vin să-i scot o ramă de aici, una de aici, și dacă e rece, îi pun două diafragme și la revedere. Dar asta va ieși o albină. Va ieși o albină, adică o albină care e trecută prin necazuri. Aha. Cum zice cineva, top. Nu, eu nu sunt cu împachetările. Văd că nu sunteți cu împachetările și nici folie vă că nu folosiți. Nimic. Uite, scrie, în 2025 a dat 6 caturi. Nu mai spuneți de astea, că nu crede lumea că spuneți de astea. Nu, dar caturile au fost puse la vrăjeală. Păi da, normal, au fost de poze puse caturile. Astea au fost la floare, au dat 6 caturi. Da. Stai mă mult la o carpatină. Că, nu știu. Carpatină, aici va fi o vatră numai de cau. Carpatină în altă zonă. Deci faceți vetre o vatră beca, o vatră carpatină. Nu le amestecați. Da. Nu, aici e de carpatină. Aici e tot de cau. Aici e o carpatină care... Am lăsat-o să crădească, lăs că familie în fiecare să crădească ce vrea în cap. Se vede. Aoleu, ce aici? Super! Hai să vezi. Da, păi și cum îl desfaceți pe ăsta? Uite el bine acolo. Pe ăsta îl desfaceți vreodată? Se vede un pic acolo, da. Asta e o matcă crescută din mine, era o matcă bună și am lăsat-o special așa, un pic să crească niște trânturi cum dorești e. Pentru creșterea trânturilor. Da. Păi și ăstea așa au construit sau ăsta a căzut? El a construit aici. Eu am venit cu alt cat deasupra și am pus cu rami și am lăsat de regulă fiecare an las câte un stup așa. Și aici mieri, mi-a dat și mieri și albina e jos. Păi și pe aici e plină de miere, asta e plin de miere. Albina e jos acolo. Da, se vede un pic, se vede. Uite acolo ea. Da, se vede, iernează. Vezi că nu e împachetat deloc și vezi în primăvară, lăsa așa, fără împachetat și vezi cum iasă. Și aici na, în nord, e mai frig. Pe ansamblu, Silviu, apicultura e faină, dar nu trebuie să ne stresăm. Nu trebuie să ne stresăm? Da. Da, să anunțați că ar veni vremuri grele cu pentru apicultură, cu prețuri scăzute. Vă e frică? Nu. Nu vă e frică. Dacă vin vremuri grele, ne pregătim și noi. Așa e, trebuie să ne adaptăm. Încercăm să ne adaptăm. Da, încercăm să vin în alt fel, în altă... Dar de apicultură nu ne lăsăm. Nu, mă mur la o carpatină. Ne-a jenit că nu vreau să mă deranjez, ascultă-mă, că nu, lumea te știe, nu. Eu am venit pentru mine, dacă tot am ajuns în zonă, am zis să treci și pe la mata, văd că stupii, chiar dacă sunt vechi, arată bine, îi îngrijești, revopsiți mă refer, da, arată super. I-am revopsit, i-am flambat. Și nu știați că vin eu pe aici. Ne-ați pregătit. Tu bine ai deschis la orice oră. Pentru mine vara e frumos de venit. Atunci aveți puterea familiei de albine. Vara. Vara nu toată lumea își permite concediu.
Acum și suntem și noi mai liberi. Și vara când e frumos. Acum ele sunt intrate. Bineînțeles, sunt în ghem. În ghemă, sunt în hibernare, unele sunt mai slăbuți, unele sunt mai puternice. Oricum, cu stupii care mă lăudam înainte, așa, cred că la anul voi, deci ei trebuie cel puțin 2 ani de revenire. El ori a fost un microb adus de la moldoveni. Eu așa bănuiesc că am mai discutat și moldovenii au spus că au avut depopulările alea. Ori când veneau la mine cu stup și cumpărau, că luau lăzile lor, știi, aveau și translaza, mi-au adus cineva o problemă. Și de asta o fost. Păi și ce trebuie să faceți? În primul rând, probabil că trebuie să schimbați foarte multe rame. Ramele s-au aproape schimbat 80%, ai văzut? Schimb și mai este câteva rame cu vechi luate și date la refolosire. Nu mai ținem. Venim cu rame noi, punem rame noi. Schimbați foarte multe rame anual. Da. Trebuie. Rame care sunt vechi, negre, trebuie duse. Deci e unul din secrete, am putea spune. Este secret, dar acum în spate trebuie să venim și cu ceară de calitate. Degeaba schimb ramă, așa. Dacă e o ceară de la cineva care a fost contaminat cu bun, așa e. Ce ne rezolvă? Așa e. Nu ne rezolvă nimica. Păi și ceara de calitate ce înseamnă? Ceară proprie? Ceară din descăpăcituri? Ce? Cine are ceară din descăpăceară, dacă reușește să facă ceara lui, dacă este ceară sănătoasă? Păi ceara din descăpăcituri cam este. Cea mai bună. Da. Da, dar trebuie să mergi cu ea să o lucrezi. Care face foi. A, cine o prelucrează, vă referiți. Trebuie să mergi tu, că dacă dai discăpăceală și îl dă ceară, cine știe ce ceară. A, nu așa, nu, am înțeles. Nu, așa nu merge. Și așteptăm 9 ani cu încredere. Cu speranțe. Adică un pic de ploaie este, uite acum deja am început să plic, un pic de ploaie este, sperăm să meargă. Producem aici, primăvara aici este un covor de păpădii. Știm. Și asta e zona. Da, zona am văzut, zona de câmpie totuși, chiar dacă sunteți în nord, în nordul României. Ideal, zona de deal. Dar nu e? Dar e o zonă în care se cultivă foarte mult. Se cultivă foarte mult, de asta spun, nu aveți pădure. Puțin aici, nu. Lângă Dorohoi este pădure, aici nu este. Uite, acolo vezi dealul ăla, acolo tot a fost pădure de stejar, tot schema cu codri. Au scos astea, nu știu prin ce ani, nu i-am prins, dar au fost scoase. Și acum se seamănă. Și pădurea de salcâm plantată? E sus acolo, sunt două parcele. Este acolo, este un hectar și un hectar și 14 are. Deci sunt 2 hectare și 14 are. Deci ați investit și în bază meliferă. Nu doar pe producție și bază meliferă nimic. Am 2 hectare de plantat, mai am salcâme aici, așa ea. Sunt 2 hectare și ceva de sparcetă, care e mai special pentru albine. Vreo 3 hectare de lucernă, aici aproape, am aici așa ea, chiar. Uite acolo, lângă păduri, anul ăsta pun 1 hectare de lucernă, iarăși. Fiindcă vreau să fac și un pic de miere de lucernă. Nu se poate altcumva. Și lucerna e importantă în ultima perioadă a anului, dacă o lești să înflorească, deja au un culeț de întreținere. 200-300 de grame pe zi, dacă vine, foarte important. Așa este. Nu mai este și... Trebuie să le asigurăm. Una e să dăm turti și una e albina să zboare la culeț de întreținere. Așa este. Ce vreau să mă mai întreb legat de cum vindeți mierea? Mierea o vindem, eu am arătat lui Silviu, mare parte vindem la borcan. La piață. La piață, facem preparate, vindem miere, căutăm să diversificăm. Uite, acum trebuia să merg să culeg măcie și plouă. Da. Plouă. Și este o luptă să vinzi mierea. Așa este. Dar dacă nu ne luptăm, nu vindem. Da. Angrou mai scârții, dar sperăm să-și dea drumul și angrou și să o vindem și să facem bani, ca să mergem înainte, că trebuie să cumpărăm măci, să cumpărăm tratamente, să investim. Lăzi, o mașină, un camion, ceva. Da, cum ziceați, deci vă bate gândul să cumpărați un camion și să vă apucați de pastoral. Dacă cineva care mă vede în filmare vrea să facă o donație, să mă anunțe. Un camion. Un camion. Să fie bun, că
Glumim, glumim. Da, dar nimic, foarte bine. Și uite cum aici, Silviu, a văzut, am construit aici pentru ele un depozit. Da, un depozit unde să-și țină tot ce ține de apicultură, caturi, rame. E, vrem să mai facem ceva și din apicultură se trăiește. Da? Deci până la toți apicultorii se trăiește, nu mai depinde și noi trebuie să mai scoatem din buzunar ceva. Nu putem ține în buzunar, n-ai nicum. Pentru că și o ladă nouă, dacă trebuie să o faci, trebuie să o facem, trebuie să noim toate, tot ce ține de inventarul apicol. Mereu mergem înainte, curat, frumos, nou. Stupii sunt vechi. Am văzut. Un stup de asta, după ce am văzut eu, 20 de ani cred că nici ține, dar după aia nu mai merge, trebuie aruncat. Adică și boală intră în el și... Alții pot țin mai puțin, care au posibilitate, dar ce am văzut eu, ăștia au 10 ani maxim, 10 ani mai merg, cred. Deci au vreo 10 ani și mai merg vreo 10. Eu așa zic. N-am experiență, pentru că nu sunt mare apicultor de mulți ani, dar nici să fie stupi, am văzut la unii stupi cu 3 zici. Da, așa e, sens. Așa e. Intră fel și fel de... Intră de-astea, foama, intră vespere prin toate găurile. Trebuie să ne fac toate capacele 100% în iarna asta. Podișoarele. Da, cu ordini superiori, că o vară țin mai capacele fără asta este. Și trebuie să le fac 100%, fiindcă sunt vechi. Cum țineți vara fără asta? Fără asta? Fără asta țin. Vara, ah, vara, deci... vara rămâne așa cum e acum. Aha, aha, aha. Da. Vara rămâne mai costă. Și astea sunt așa doar pătind de iarnă protecție. Da, da, da. Mai cu asta rămâne. Uite, asta nu reține să... Intră și pe sus, intră și pe jos. Îi pun o cărămidă, am avut niște cărămizi, îi pun și sunt ia vântul, când bate vântul. Da. Și așa merge. Nu le înfășor. Vedeți, nu le-am pus nimica. Am văzut, ne împachetați, ne nimic, 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 nimic. Nu mai tem, poți fi și minus 30 de grade. Eu n-am văzut albină moarte iarna la mine. A fost ani când în april a fost zăpada, uite așa era zăpada, până aici așa ea. Anul trecut am avut în 5, anul ăsta, în 5 aprilie a fost cod roșu. A fost zăpadă de 2 metri. În zonă? În zonă. Și frig și n-au murit. Da. Așa este. Și asta este, fraților. Să mergem înainte. La război sau nu? Nu, fără război. Cu apicultura înainte. Da, mergem înainte și mai aducem măci, fără măci nu se poate, măci de calitate, mai crește măci. Fără investiții, pentru mine măcile sunt, pot spune, una dintre principalele... Cheia succesului. Și, dar trebuie avut grijă să aducem material genetic nou. Nu se poate. Să avem familie de 10 de ani fără să aducem ceva nou. Trebuie. Da. Ce să vă mai spun? Asta este. Pregătim sezonul. Încă nu. Începem din ianuarie. Începem. Mai mergem în vacanță. Da. Sezonul a început deja. A început din august. A început, dar noi așa îl încheiem mai târziu. Îl încheie eu. Adică îl încheiem la jumătate, când mergem în vacanță, după aceea când ne întoarcem... Mai facem și vacanțe. Trebuie și vacanțe. Trebuie. E o zonă simplă aici, țară, până acum au mers bine, până acum 2 ani, dar asta e decizia, trebuie luat camion că este secetă, mereu, nu mai este ce era înainte. Deci nu mai e ce a fost. No. Păi aici când am venit eu în 2013 aici, ploua, nu putem intra în grădină, așa ploua. S-a ploat an la rând. Acum primăvara nu mai este, nu mai este apa. Era flori. Una peste alta. Eu, la mine culesul nu se mai termina. Nu se termina vara. Dar acum, dacă nu le-a cu ceva, ele pleacă. N-au ce mânca, pur și simplu. Da. Dar Jenica, un cuvânt de încheiere, dacă vrei să spui și... Cuvântul de încheiere, salutări la toți, succes și perseverăm, nu renunțăm. E simplu de a renunța. Este un proverb care spune, cel care nu renunță va deveni câștigător. Da. Așa te facem și noi. Și ajutați colegii, stați la dispoziție, nu ne dușmănim, nu ne vorbim de rău, fiindcă toți suntem colegi. Toți avem aceleași probleme și aceleași necazuri. N-are sens să vorbești pe
fie din altă parte a țării, toți avem aceleași probleme apicultori. Eu așa văd. Stăm de vorbă, dăm un sfat dacă e posibil. Dacă este posibil, spunem că nu putem și lăsăm înainte. N-are sens să ne criticăm, să vorbim. Neajenică, te așteptăm să revii din nou pe YouTube, dacă tot. Sperăm. Da. Sperăm, cu curaj, trebuie să-mi fac curaj. Păi dacă o să luați camionul, atunci o să faceți o altă apicultură și o să fiți nevoiți să prezentați o apicultură pastoral. Exact. Da, deci o să fie o noutate. Da, așa, sper. Da, bun. Ne auzim, sănătate, Doamne ajută.